O să facă o revizie la un ceas de șemineu cu fir de torsiune, marca Kern. Am demontat tot mecanismul, furca nu eșapa, deci nu dădea drumul la rotițe. L-am curățat, vedem dacă din cauza că dinții nu sunt reglați corecți, deci uitați, aici sunt doi dinți. Hai să vedem. Așa, aia. Și sunt reglabile. Au aici în partea asta, la o plăcuță, într-o parte și alta, cu un șurubel să-i sface și eu am însemnat aici, am zgâriat pe dinte, poziția lui acum și o să-l mișc spre în sus, că dacă nu eșapează. Dar s-ar putea să nu fie aia hiba, ci faptul că n-a funcționat de mult și era poate blocat. O să vedem. Am făcut o înregistrare pe acest aparat special ăsta. Dar nu m-am putut încadra. Dacă nu văd că nu poți să vezi. Nu vezi ce înregistrez, mi-a înregistrat în partea asta, unde eu lucram aici. Am făcut toată înregistrarea acum, la demontez. Asta e cupola ceasului. E o frumusețe de cupola. O să curăț și alămurile. Asta e partea de jos. Da, asta e. Acum o să vedem. O să înregistrez așa. Ținând telefonul în mână. Dar am vrut să fac un film ca lumea școală. Aia, asta e. O să fac altă dată. O să mai filmez pe măsură ce trebuie să adun acum mecanismul să văd cum merge. Am adunat piesele și merge foarte bine. Așa, urmează să pun furca să văd dacă eșapează. Că nu eșapa. Acum nu, am crezut că e din cauza furcii, dar poate putut fi și din cauza faptului că rotițele erau încrasate. Să vedem. Am uns mecanismul, l-am fixat aici pe suportul lui și am pus firul și bilele, pendulul. Și acum i-am dat drumul, eșapează și acum dacă se oprește, tatonez prin mișcarea acestei piese. Adică, practic, ce fac? Firul îi schimb poziția, că firul e el subțire, dar el e ca un arc. E o lamelă, de fapt. Foarte subțire, dar și are direcție. Deci are direcție, atunci eu îi voi tot schimba direcția prin tatonări până când prind poziția neutră. Firul trebuie să stea pe poziție neutră, că atunci va mișca, mecanismul va mișca firul într-o parte, adică o să îl torsioneze, se învârt bilele și firul fiind arcuit revine și trece prin punctul mort și tot așa. Dar trebuie să prindem punctul mort. Acum lăsăm așa. Și eu o să mă uit în ce parte e furca. Dacă furca e blocată spre dreapta, o să dau puțin așa din piesa asta, să zicem, răsucesc în sensul invers al celor ceasornic, foarte puțin. Și aici e un șurub de fixare sus. Deci o să-l slăbesc dacă e prea tare șurubul. Să-l slăbesc și când prind poziția bună, îl întăresc șurubul, având grijă să nu-i schimb poziția la piesă. Ei, cam asta ar fi cu reglajul. Acum să vedem. Și cum am zis, într-adevăr, a trebuit să dau, am dat spre stânga. Pentru că dintele din dreapta nu eșapa, deci el a rămas așa blocat. Și atunci ajut. Am desfăcut puțin șurubul, am slăbit și am dat puțin. Și prin tatonare, tot se dă, se dă. Dacă nici cum nu prind poziția prin aceste reglaje, atunci va trebui să ridic puțin un dinte de la furca. Am spus, asta este furca. Asta. Care dă drumul la dinții de la rotița cancăr. Și reglabil, cum am mai spus. Vedem mai departe. Și așa se face reglajul.
până să prinde poziția. Când s-a prins, strângem aici, fără să mișcăm, verificăm dacă am strâns bine, dacă n-am, în timpul strângerii trebuie atenție mare, ca să nu schimb poziția la fir. Și după ce ai prins, nu mai ai probleme. Am reușit să fac reglajul ca să funcționeze mecanismul. Într-adevăr, a trebuit la dinții de la furcă, cel din stânga l-am mai ridicat puțin. Ei, l-am ridicat prea mult, deci prin tatonări se face. L-am mai coborât la asta, până la urmă i-am prins poziția, așa se face. Am însemnat sigur că acolo tras o linie, cum v-am arătat, și acum merge foarte bine. Reglajul precis se face din această rozetă, cum am spus. Dar uitați că aici mai am încă două mecanisme, tot chiar, tot la fel, aceeași dimensiune, pe care am probat. La fel am făcut și cu ăsta, la fel și cu ăsta. O să vă arăt că sunt foarte frumoase, o să le fac și pe astea. Aici e. Nu? Și aici e unul foarte frumos și ăsta, o să-l întorc. Foarte frumos și ăsta. Aceeași bolă, niciunul, deci n-a mers din reglajul de sus. Adică se schimb poziția firului sau așa mai departe. A trebuit să umblu la ăsta, bineînțeles, la celelalte, că n-am umblat, dar a trebuit. Când le fac să... Da, e bine, că deja știu ce trebuie făcut la tipul ăsta de ceas. Acum urmează să curățăm lămurile la el și după aceea reglajul de precizie. Oricum va fi un ceas foarte frumos. Am aici trei ceasuri cu fir de torsiune, marca Kern. La asta lucrez acum. Și am reglat furca. Deci asta am reglat-o. Practic, dintele din stânga, uitați, dinții sunt reglabili. L-am mai ridicat așa, cât să zic eu, poate mai puțin de 1 mm. Și eșapează, că nu eșapa. L-am fixat. Aici e pendulul și firul de torsiune. Și pentru că aveam trei, la niciunul nu eșapa, niciunul nu eșapa. După aceea l-am dat jos ca să nu lungesc lucru și am măsurat la amândouă, la celelalte, furca și la fel, ăla din stânga l-am ridicat tot așa, exact după aici. Deci după mărimea la aparatul de măsură, l-am introdus, l-am mai scurtat și acum amândouă merg foarte bine. Urmează sigur că să lucrez la ele, curățate și așa mai departe, dar pentru că l-aveam pe ăsta și îl făcusem, n-avea sens să mai pierd mult timp, că nu e chiar așa simplu să tot îi mișorez, să mai mărești și să tot tatonezi. Inclusiv firele, partea de jos aveau rupte aceste agățătoare, la ăsta era bun, am măsurat și după el exact am făcut lungimea firului, că și cu firul e o problemă, că trebuie să măsori exact pentru că jos este un stoper acesta care trebuie să, când se ridică, trebuie să blocheze pendulul. Și dacă e prea lung, freacă de el, dacă e prea scurt, când se ridică, nu îl blochează. Așa că am rezolvat trei ceasuri dintr-o, cum să zice, dintr-o lovitură. Acum, eu mă axez pe acesta care la el lucrez, acum să curăț alămurile. Aici am demontat și părțile celelalte la alămuri. Așa, le curățim, facem să arate cât mai bine. După aceea va urma asta și asta e o frumusețe de ceas. Toate sunt frumoase. Și în rest,
mecanismele acestea la fir de torsiune, ceasurile cu fir de torsiune, nu sunt complicate, e foarte, sunt câteva rotițe, dar e foarte important reglajul. Și ca să funcționeze, de aici se reglează cum am arătat, deci de aici se schimbă poziția cu, se prinde cu patentul, șurubul ăsta se întărește, să fie cât mai tare, la final trebuie întărit bine ca să nu schimbe poziția. Și se dă stânga-dreapta ca să se prindă poziția aici în furcă, că firul are și el o direcție. Îi el subțire, dar el are o direcție și dă o direcție furcii. Și atunci, dacă nu e pe direcția neutră, normal că nu va funcționa. Aia e toată problema. Și tatonajul ăsta se face individual, nu mai merge ca măsură acolo, pentru că fiecare fir are îndoiturile lui. Și cam atâta. În fondul asta am vrut să vă spun că dacă aveți mai multe ceasuri la fel și faceți unul, rezolvați problema și cu celelalte mai la furcă. Aici e vorba de furcă. Cam atât. Și acum filmăm ceasul terminat. Cadran. Deci marca este Kern. Nemțesc. Cadran albastru, la fel și stânga-dreapta și în spate este plastic, deci plexiglas, vopsit și pictat. O să nu știu cât e lumina de bună. Aici e gravat. Și aici sunt două manete stânga-dreapta pentru deschiderea cupolei. Iar asta e pentru blocarea bilelor. Deci dacă se desprinde în spate, se blochează bilele. Asta la transport sau atunci când este necesar. O să ridicăm cupola. Să deschidem și aici. Asta. Și se prinde de aici, se ridică. Am atins bilele, dar în fine, acum noi facem filmarea. Și acum să vă prezint. Aici pe partea asta scrie plus minus. Deci dacă se rotește, se opresc bilele și dacă se rotește spre dreapta, rozeta va grăbi. Practic se adună bilele. Și spre stânga va rămâne în urmă. Hai că l-am atins. Să elimin tremuratul. Bun. Aici e țeavă pentru protecție. De aici se întoarce cu cheia asta. La principiu la 400 de zile e dat să funcționeze, dar se întoarce atunci când considerăm că e necesar. Nu o să funcționeze el 400 de zile. E posibil să funcționeze. Eu nu l-am probat că funcționează 400 de zile, că nu l-am de 400 de zile. Așa. Deci se trage spre stânga. Acum e tras complet. Altceva de aici. Deci de aici se reglează poziția firului. Adică se prinde cu un patent șurubul ăsta și partea asta de sus cu șurub cu tot se mișcă, că n-ai cum să prinzi altfel dacă nu prinzi de asta. Sau slăbim de aici, de șurubul ăsta și atunci se poate și cu mâna mișca ăsta, stânga-dreapta, după care se fixează. El nu e așa pretențios, merge bine. Merge bine.
Ceas cu fir de torsiune foarte, foarte frumos, foarte aspectuos. Atât cu pola. Lamă și plexiglas. Și fixarea orei se face din minutar. S-a poate da și înainte și înapoi, nu e o problemă. Dacă nu corespunde aici exact, asta e fixat, e fix, e strâns, dar orarul e pe un cilindru, se poate mai da, mai sus, mai jos. Cum o să fac eu acum? L-am mișcat un pic în sus. Că are și el un pic de joc, uitați. Și ca să indice cât mai bine, îl ducem la ora 11, unde vedem mai bine. Indică bine. Foarte, foarte frumos ceas. Și arată acum, după ce l-am pus la punct și curățat, arată într-adevăr foarte bine. O să punem cupola. Și se blochează, atenție, că rămâneți cu ea în mână dacă nu o blocați. Și o să blocăm și bilele, ca să vedeți. Deci dăm spre spate, uitați, se ridică o piesă de sub bile și îl blochează total. Se poate acum lua, întoarce în orice direcție, nu e pericol să rupă firul. L-am fixat aici pe masa asta, acum urmează să fie reglată precizia. Deci voi aduna sau voi îndepărta bilele. Ce vreau am să vă arăt, că de aia am revenit. El se reglează, aici picioarele sunt reglabile, o să-l întorc, așa, să-l culc pe spate. Aici aceste picioare sunt reglabile, vă arăt. Și atunci trebuie reglat din picioare. Acum sunt strânse complet. Reglată poziția pendulei ca să fie la mijloc, să nu frece. Deci pendula, o să scot cupola. Și o să, așa, asta, pardon. În poziția asta va sta așa pentru reglaj și acum chiar îi dăm drumul să vedem cum trebuie să reglăm. Și ne uităm la pendulă, deci pendula e spre în față, așa, la acea farfurioară jos. Totul e un pic spre în față. Deci picioarele trebuie să ridicăm astea din față. Că cel din spate nu mai putem să-l lăsăm jos, că toate sunt strânse, adică strânse complet, deci este cel mai jos. Deci amândouă o să le reglez. Sigur că așa puțin poți să înclini și să, că nu se întâmplă nimic. Și o să reglez eu un pic așa, ca să... Așa, și din celălalt trebuie, deci, și din celălalt picior trebuie reglat. Să vedem. Aici. Așa, îl opresc pendulul. E bine. E bine. E reglat la centru. Opresc bilele ca să vedeți cum e reglat. Deci e la centru. Și acum îl mișc așa, așa se pornește. Tot în... Ei, deja e reglat. Asta e un Atmos. Un ceas elvețian, Jaeger-LeCoultre,
care nu se trage niciodată, asta e pendul acum în mișcare, nu se trage niciodată acest ceas. E dat să funcționeze 600 de ani. Aici este o capsulă aneroidă care se adună, variază, se dilată, se contractă funcție de temperatura mediului. La un grad încarcă ceasul să funcționeze 2 zile. Aici, tot cu pendul, e un ceas nemțesc, foarte frumos. Aici e un îngeraș care clarește un melc, cupolă din cristal cravată, porțelan aurit, alamă aurită, totuși și coloanele sunt din porțelan de Severs. Și funcționează foarte bine. E electromecanic, dar bateria are rolul doar de a ridica o greutate care pune în mișcare mecanismul. Și aici sus, alte ceasuri cu fir de torsiune. Acesta nu e cu fir de torsiune, acesta e un Sony american care funcționează 14 zile și bate pe gong, spiral. Acesta iar e un ceas care nu se trage niciodată, un Atmos. Acesta e de șemineu cu o statuie de bronz, totul bronz și marmură și mecanismul. Foarte frumos. Un cupidon. Acesta e tot un cairn, dar e mai mare. Are 32 de centimetri. Asta e un custom maker cu taler și asta funcționează. Și acolo sunt ceasuri de trăsură, așa de trăsură, foarte frumoase și care funcționează foarte bine, că o să ajung iar la un ceas care nu se trage niciodată, un Atmos. Și aici unul tot cu fir de torsiune, cu bile. Și ne întoarcem la ceasul nostru. Aici acum se vede la lumina asta, se vede culoarea asta frumoasă. E un albastru extraordinar de frumos. Cam atât.